Vă salut, prieteni! Bine ați revenit din nou pe canalul meu de YouTube. Am promis că o să discutăm ce trebuie să mănânce un curcan, de fapt ce le dau eu de mâncare. Deci, curcanii noștri din gospodăria proprie mănâncă o huruială de mălai, de porumb, mai exact. Și avem așa. Un cancioc din ăsta e un kilogram, e cântărit, nu mai stăm să cântărim toată ziua. Punem 5 din astea de huruială de porumb. 3. 4. 5. Putem pune 6, că deja s-au mărit. Curcanii are în jur de 4 luni. 4 luni și vreo câteva zile, poate. Bun. Uruială de porumb măcinată puțin mai mărunt pentru a asimila bine, să nu-l scoată în găina. Bun. Acum avem un strod de floarea soarelui. Nu prea mult, cam o jumătate de cancioc. Și mai punem un cancioc de strot de soia. Soia, da? Acum avem un calciu vitaminizat, furajer vitaminizat. În ăsta se pune foarte puțin. Și acum, pentru tot au făcut ei 4 luni, să învățăm să mănânce și boabe și floarea soarelui. Le amestecăm cu tot aici. Și acum, ca să facem o treabă bună, să nu tragă praf pe nas, pentru că e uruială, nu este uruială granulată, deci nu e făcută granule, o să punem niște ulei de floarea soarelui. O cană de ulei de floarea soarelui pentru a muia praful ăsta. Îl amestecăm bine. Vedeți că deja schimbă culoarea, da? Ia uite. Gata. Noi o să vedem cum o să mănânce și curcan. Deja avem pe lângă noi. Unde mă, că aveam un pleșiu mare pe aici. Au. Apropie de 20 de kg. Bun, o să vedem cum mănâncă. Punem mâncarea într-o găleată. Aici ce am făcut noi. Putem să o transportăm mai bine. Gata, am pus mâncarea în găleată, mergem la ei. Deci le punem mâncarea. Ligianele astea le-am făcut înspre ca să nu facă risipă. Deci mâncarea trebuie să fie mâncare fără risipă. Apa să fie separat. Așa.
că au fost afară, a fost la un covor de iarbă. Da, hai să mergem. Să-i lăsăm să duc. După cum vedeți, mănâncă destul de bine. Asta e mâncarea lor care le-am dat-o de când i-am adus. Am luat acolo un sac de 40 de kg de mâncarea lor specială. Nu știm ce a pus în ea. Deci a mâncat-o foarte bine. După aceea a fost mâncarea pe care v-am arătat-o. Cu mai multă soia. Soia o luăm treptat după ei, pentru că soia este o mâncare naturală, o mâncare ecologică, o mâncare bună, porumbul, floarea soarelui, mai trebuia și niște grâu. Grâul de moment l-am terminat și ce să vă zic, mănâncă destul de bine, asimilează destul de bine. Curcanul este o pasăre sălbatică, are nevoie de mâncare bună, cum v-am mai spus, de apă curată, albastru de metil pus în apă, ce să vă zic, aer, să fie spațiu cât de bine aerisit. Ei nu stă tot timpul și mereu aici, ei stă numai când la mâncare și noaptea când se odihnește. Restul stă la covorul ăsta de iarbă. Deci am ales să creștem curcanii, pentru că carnea de curcan este o delicatețe bună, deci este o carne care asimilează corpul foarte bine și ne hrănește foarte bine. Și din curcan, cum v-am mai spus, ciorbă, sarmale, perișoare face toată lumea. Dar urmează să sacrificăm vreo 5 curcani și o să facem o pastramă de curcan adevărată. Pastrama de curcan este o pastramă mai, să facem mai special față de restul de pastramă, de porc, de oaie, de ce vreți voi. O să vedem atunci la fața locului că pastrama de curcan este ceva, ceva delicios. Deci e o carne foarte bună, foarte sănătoasă și promit că o să facem împreună o pastramă de curcan. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like. Și ne găsim la o pastramă de curcan. Salutare și toate cele bune!